Știința 360 cu Corina Negrea. Raportul de gardă. Nu este prima știre de pe raportul de gardă despre care vorbim astăzi, dar o să încep cu ea. Înainte de toate, să spun bun venit domnului dr. Marius Geantă, președintele Centrului pentru Inovație în Medicină. Bun găsit tuturor! Așadar, știrea cu care spuneam că încep este legată de transcriptomică. Citez, analiza transcriptomică în timpul fazei acute de COVID-19 indică tipul de sechele pe termen lung. Am încheiat citatul. Mi s-a părut și mi se pare în continuare extrem de importantă această știre, pentru că, iarăși, ajungem la ceea ce am spus de nenumărate ori în cei 2 ani de pandemie, cât de importantă este, de fapt, zona aceasta de analiză, da? Genomică și așa mai departe. Într-adevăr, pe de-o parte, nivelul acesta de detaliu, de analiză de tip omics, cred că nu greșesc dacă spun că a fost dus cumva la nivelul următor de ceea ce s-a întâmplat în pandemie și am vorbit atât de mult despre supravegherea genomică a circulației virusului în sine, dar sunt din ce în ce mai multe date care vorbesc despre diversi marcări omici la nivelul fiecăruia dintre noi, care pot să fie relevanți fie pentru riscul de a te infecta, fie pentru riscul, și am vorbit, dacă nu greșesc, săptămâna trecută, despre riscul de a face o formă gravă de boală, de a avea nevoie de spitalizare, sau cazul știrii de astăzi, marcări transcriptomici care sunt în măsură, conform acestor informații, să dea indicii în faza acută a bolii, deci în momentul în care persoana trece prin faza acută de COVID-19. Pe baza acestei analize putem să identificăm tipurile de sechele de long COVID. Și acesta este iarăși un lucru care pe noi ne interesează. Am vorbit despre această perspectivă de mai bine de un an și am vorbit despre cât de important este ca odată ce apar aceste sechele, ele se poate să fie identificate cât mai rapid. Am și vorbit despre nevoia de a fi proactivi, de a avea programe de depistare precoce și de screening pentru aceste tipuri de sechele. Nu cunosc să se fi întâmplat, cel puțin la noi, așa ceva. Dar cu atât mai important este dacă putem să avem indicii despre aceste sechele în faza în care persoana respectivă este în spital, oricum în faza acută a bolii. Transcriptomica este disciplina care cuantifică expresia ARN-ului. Dacă vorbim despre genomică, ne referim la ADN. Dacă vorbim despre transcriptomică, ne referim la ARN și disciplina din jurul ARN-ului sau disciplinele derivate în jurul ARN-ului, cred că la rândul lor au beneficiat foarte mult de ceea ce s-a întâmplat în timpul pandemiei. Mă refer în primul rând la platformele bazate pe ARN Messenger, dar sunt și multe alte derivații pe care le vedem folosite în diagnostic și în alte tipuri de terapii despre care cu siguranță vom vorbi în anii care urmează. Este un studiu publicat în Nature Medicine care vorbește despre asta, detaliile sunt pe raportul de gardă. Tot aici vorbim despre alte două subiecte care se leagă de vaccinare în general. Identificarea unui marker imunologic de eficacitatea vaccinelor este un salt înainte pentru vaccinologie și asta pentru că e un pas înainte și de fapt răspunde la întrebarea pe care foarte mulți oameni și-au pus-o și mi-a fost adresată această întrebare. M-am vaccinat, mă duc să măsor anticorpii, da. Am valoarea X, ce înseamnă asta? Iar până la acest studiu nu aveam de unde să știm care este acea valoare a titlului de anticorp care poate fi considerat protector față de infecție. Acest lucru este important în mod evident la nivel individual pentru fiecare persoană. Este important odată în momentul în care se pune problema aprobării unui vaccin, pentru că poți să ai în studiu clinic acest nivel de referință obligatoriu de atins de către vaccinurile care urmează să intre pe piață. E un alt tip de
indicator, el nu avea cum să fie folosit în studiile care au dus la punerea pe piața vaccinurilor, pentru că, în mod evident, nu aveam de unde să știm care este valoarea acestui titlu de anticorp. Pe de altă parte, sigur, asta nu scade din valoarea celor studii clinice care au luat ca bază de referință apariția infecției, apariția infecției simptomatice, respectiv formele grave de boală. Și asta e o formă cumva de și de asigurare a oamenilor că dacă se vaccinează și dacă au un anumit titlu de anticorpi, probabilitatea de a se infecta de face COVID-19 este mai mică. Vedeți, a fost nevoie de aproape 2 ani de când au început campaniile de vaccinare pentru a putea să identificăm un astfel de marker imunologic care să ne indice eficacitatea vaccinurilor. Acum, sigur, e nevoie în mod clar și de alte studii care să ne arate în ce măsură acest nivel se păstrează pentru toate tipurile de vaccinuri, pentru dacă vorbim despre administrarea dozei booster, dacă vorbim despre administrarea dozei de vaccin bivalent și așa mai departe. Esența știrii este că dacă până acum nu puteam să le răspundem oamenilor când ne întrebau că am valoare X anticorpilor, sunt protejat sau nu, de acum începem să avem din ce în ce mai multă claritate din acest punct de vedere. Să mai spunem încă un lucru important, că nu toți anticorpii induși de vaccinare, respectiv de infecție, asigură și protecția, ci vorbim despre categoria specifică a anticorpilor neutralizanți. Ei sunt importanți pentru a avea un indicator asupra eficacității vaccinurilor respective. Da, dar și acești anticorpi, după cum scrie și raportul de gardă, sunt foarte importanți și pentru dezvoltarea de vaccinuri împotriva altor boli virale. Da, acesta este un alt aspect important, și anume că atât metoda în sine prin care a fost descoperit sau prin care a fost pus în evidență acest prag al anticorpilor ne poate fi nouă de folos, într-adevăr, și pentru dezvoltarea altor tipuri de vaccinuri, nu doar față de COVID-19, față de SARS-CoV-2, dar și față de alte boli care pot să fie determinate de bacterii sau care pot să fie boli virale ca și COVID-19. Este o dezvoltare remarcabilă care a venit odată cu pandemia și a pornit de la o nevoie, cum spuneam, cred că trebuie să răspund, o nevoie exprimată foarte clar de oameni, și anume m-am vaccinat. M-am testat, iată ce arată pe buletinul meu, ce poți tu să-mi spui, domnule doctor. Până acum n-am fost puși în situația asta și iarăși am mai vorbit despre acest lucru, pentru că nu am mai avut o pandemie, nu am mai avut o vaccinare în masă ca acum și, în general, dacă vorbim despre alte tipuri de vaccinări la adulți, cum este cea antigripală, acolo n-am auzit ca cineva să-și fi măsurat anticorpii pentru a vedea în ce măsură este protejat, protejată sau nu. Acum, aici, fiind vorba despre mulți oameni și fiind având această nevoie de siguranță cumva, da, m-am vaccinat, vreau să știu dacă sunt sigur ca să-mi reiau activitățile, au apărut și întrebările de acest fel în cascadă și ele au determinat genul acesta de studii și de cercetări. Cred că e foarte important să punctăm acest lucru, modul în care o nevoie reală a oamenilor reușește să influențeze zona de cercetare și ne ducem într-adevăr către acea cercetare care vine și rezolvă probleme concrete ale oamenilor. Adică nu e doar cercetare de dragul cercetării. Și mai este un lucru, am fost puși în situația în care chiar și vaccinat să ne fi reîmbolnăvit sau să ne fi îmbolnăvit, infectat cu SARS-CoV-2. Prin urmare, e cu atât mai relevant acest studiu. Absolut, de fapt, asta era și întrebarea celor mai mulți oameni. Eu am valoarea X, cutare are valoarea Y, dar cutare s-a infectat. Eu la ce să mă aștept? Imposibil de răspuns. Acum însă intrăm într-o zonă de, iarăși am numit-o la un moment dat, vaccinologie de precizie. Asta cred că face parte din conceptul de vaccinologie de precizie. Vaccinezi cu scopul de a ajunge la o anumită țintă de anticorpi despre care știi că asigură protecția. Raportul de gardă.
Tot despre vaccinuri vorbim și în continuare. Un alt articol de pe raportul de gardă spune că Agenția Europeană a Medicamentului și Centrul European pentru Controlul și Prevenția Bolilor, așadar EMA și ECDC, vor coordona și supraveghea studiile independente post-autorizare pentru siguranța și eficacitatea vaccinurilor din Uniunea Europeană. Mai concret, asta ce înseamnă? Cred că totuși colegii mei de la raportul de gardă care au selectat această știre au selectat-o pentru a-i face de râs pe cei de la ECDC și Agenția Europeană a Medicamentului, De ce? pentru că acest lucru trebuia deja să se fi întâmplat, dacă nu de dinainte de pandemie, măcar imediat după ce a început pandemia. Totuși, să nu lăsăm impresia că ce avem acum pe piață sau ce am avut pe piață în timpul pandemiei n-a fost supravegheat și verificat. Nu, 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 dimpotrivă. Numai că genul acesta de inițiativă face parte din aceeași idee de a conecta cât mai mult zona de reglementare a Agenției Europene a Medicamentului cu zona de sănătate publică, Centrul European pentru Controlul Bolilor. Această conectare nu a existat până acum, pentru că, în general, vaccinurile se dezvoltau în studii de fază 1, 2 și 3. Pe baza acestor date, Agenția Europeană a Medicamentului autoriza un anumit vaccin și el începea să fie administrat. Sigur, există registre de vaccinare chiar și în România, deci există, cred, în toate țările europene. În acele registre de vaccinare sunt trecute modalitățile de administrare. Nu știu să avem date despre eficacitate, dar pot fi raportate reacții adverse. Dar niciodată aceste date nu au fost în mod sistematic colectate și analizate de către ECDC, Centrul European pentru Controlul Bolilor, și niciodată nu au fost puse în legătură cu o decizie a autorității de reglementare, Agenției Europene a Medicamentului. Deci, cu alte cuvinte, noi nu conectam ceea ce aveam în studii clinice cu ceea ce se întâmpla în viața reală. Și pandemia este cea care, de fapt, a venit și a spus: voi ar trebui să lucrați împreună și, ca și la știrea anterioară, vin și spun același lucru. Au fost foarte multe analize realizate pe populații vaccinate, deci în viața reală, deci din cele care intră sub incidența, să spunem, sub autoritatea, dacă vreți, ECDC, de care aveam nevoie pentru a înțelege cum funcționează în viața reală aceste vaccinuri despre care știam că sunt, conform studiilor clinice, și eficace și sigure, dar mai aveam nevoie de niște date care, pentru că vorbim despre pandemie, vorbeam despre afectarea societății în ansamblu, și una dintre întrebări era în ce măsură vaccinarea oprește transmiterea virusului. Astfel de studii s-au făcut la nivel populațional, ele sunt din categoria studiilor de fază 4, dar până la pandemie, niciodată sau foarte rar, aceste studii erau atât de bine interconectate cu componenta de dezvoltare a vaccinurilor. Asta ne va ajuta foarte mult, pentru că, și iarăși, a doua oară când spun în ediția aceasta despre vaccinologia de precizie, pentru că ne va ajuta să înțelegem mai bine ceea ce ar trebui să știm despre un vaccin, și anume, pe baza datelor din viața reală, care e profilul de siguranță, caz în care pot să fie ajustate dozele, cu menținerea eficacității, care e eficacitatea pe diverse grupuri de vârstă, și în felul acesta să ai abordări personalizate, care înseamnă, de fapt, ajustarea dozei, poate a intervalului dintre doze, poate mai multe sau mai puține doze, în funcție de ce date tu ai din viața reală. Studiile clinice, în continuare, rămân standardul de aur în dezvoltarea medicamentelor. Vaccinurile fac parte din această categorie, dar din ce în ce mai mult trebuie să dăm valoare datelor din viața reală, real-world evidence. Aceasta este esența punerii împreună a Agenției Europene a Medicamentului și a Centrului European pentru Controlul Bolilor. Dar, încă o dată spun, era ideal și ne-ar fi ajutat mult mai mult dacă asta s-ar fi întâmplat înainte sau foarte repede după începutul pandemiei. Acum, noi avem vorba bine cunoscută, mai bine mai târziu decât niciodată. Bine că este și acum. Cu siguranță da, și sper să funcționeze lucrurile. Pe de altă parte, Centrul European pentru Controlul Bolilor, abia în luna decembrie 2022,
acum câteva zile, a organizat un workshop de 2 zile la București cu 33 de experți din 11 țări, câte 3 din fiecare țară, din, în general, centrul și estul Europei, ca să înțeleagă, printre altele, cum pot fi optimizate programele de vaccinare și de ce în această regiune ezitarea la vaccinare este atât de înaltă, atât de înaltă. Sigur, e mai bine mai târziu decât niciodată, e mai bine în decembrie decât deloc, dar genul acesta de inițiative, la fel, ne-ar fi ajutat mult, mult mai mult în urmă cu un an și jumătate. Raportul de gardă. Mai avem două subiecte de asemenea foarte interesante pe raportul de gardă la care ne uităm astăzi. Unul este legat de infecțiile cu bacteriile gram-negative, rezistente la antimicrobiene, care ar putea fi tratate cu noi antibiotice, scrie raportul de gardă, citând un articol publicat recent în Current Opinion in Infectious Diseases. Vorbim despre noi antibiotice deja existente sau pe care urmează să le avem? Vorbim în general despre antibiotice, de fapt combinații de antibiotice care deja există și despre care începem să înțelegem că pot să aibă eficacitate față de aceste tipuri de bacterii gram-negative mai mare decât schemele empirice, schemele pe care le învățăm și noi sau le-am învățat că ar putea să fie eficiente în cazul în care se suspecționează o astfel de infecție. Acum, de ce e atât de important? Pentru că aceste bacterii, în general, sunt asociate cu infecții serioase, pun probleme, determină un număr mare de decese și este important ca până când apare rezultatul antibiogramei, asta poate să dureze până la 3 zile, e important să se înceapă un tratament cu un antibiotic sau o asociere de antibiotice cât mai eficientă, așa încât cele 3 zile să fie zile câștigate de tratament. Ori până acum, terapiile empirice folosite, spune acest material, de fapt s-au dovedit eficiente într-un număr mult mai mic de cazuri decât am fi crezut. Ceea ce sigur a ridicat întrebarea ce ar trebui să facem și răspunsul este această asociere de antibiotice care deja există, dar sunt la orizont și alte tipuri de antibiotice pe care cred că le vom avea pe piață în următorii 2-3 ani. Din fericire, domeniul acesta rezistenței antimicrobiene a existat ca prioritate înainte de pandemie, l-a fost accelerat în timpul pandemiei. Sunt investiții mari care se fac în descoperirea de noi generații de antibiotice și personal sunt optimist în ceea ce privește apariția unor noi medicamente din aceste clase pe piață. În același timp, trebuie să folosim eficient ceea ce avem la dispoziție, de fapt asta ne spune și studiul. Și ce cel mai important este să prevenim cât putem de mult aceste infecții. Iar această prevenție se poate face prin mijloacele despre care am vorbit în timpul pandemiei, sunt mijloace nespecifice. Vaccinarea, de exemplu, poate să ajute pentru că o infecție virală se poate complica, se poate suprainfecta bacterian. Și pot să apară genul acesta de situații. Sunt mai multe modalități de prevenție a infectărilor care pot să fie eficiente, așa încât să nu fim puși în situația de a avea o infecție gravă, de a nu avea soluții pentru ea și de a căuta, eu știu, mai mult sau mai puțin empiric ceea ce ar putea să funcționeze. Generația aceasta nouă de antibiotice pe care o tot așteptăm este cumva necesară și pentru că am ajuns la o rezistență la antibiotice extraordinară din variile motive pe care le cunoaștem deja. Mă gândesc și la situația cu antibiograma pe care ați menționat-o. Sigur că da, ideal este să se face o antibiogramă, dar într-adevăr durează 3 zile până vine rezultatul, timp în care se poate și agrava situația respectivă, boala. Pe de altă parte, nu mulți părinți cer antibiogramă, nici nu sunt foarte mulți medici care recomandă antibiogramă sau care fac întâi o antibiogramă, e o Da, problemă și de aceea am complexă. ajuns aici. Da, Și pe de exact. altă parte, sunt optimist, dar n-am vrut să complic neapărat discuția. Cred că antibiograma va fi înlocuită cât de curând, tocmai de utilizarea analizelor de tip omics, Da. de tip genomic, de exemplu, sau transcriptomic, vedem de la caz la caz, pe măsură ce
scade costul și echipamentele devin din ce în ce mai performante, dar și disponibile în laboratoare. Vorbim aici despre agenți patogeni care au materialul genetic mic, cantitate mică, ea poate fi analizată ceva de ordinul orelor și poți să ai o informație precisă încă de la început ca să începi tratamentul cum trebuie. Aș mai avea însă un lucru de spus legat de noile generații de antibiotice. Sigur, e important să avem cât mai multe soluții la dispoziție, dar n-aș vrea totuși ca noile generații care vor veni cu niște costuri pe măsură să fie utilizate la fel cum au fost utilizate cele pe care le avem acum și să constatăm că, de fapt, din cauza consumului nepotrivit, vom ajunge într-un interval de timp la rezistență și față de noile clase. Și, în fine, nu în cele din urmă, dar ne oprim la ultimul subiect de pe raportul de gardă pe care îl discutăm astăzi. Nu e o veste îmbucurătoare, scrie raportul de gardă așa, în Statele Unite, screening-ul de rutină pentru cancer, cancerul de sân, de coluterin și colorectal, se derulează în continuare sub nivelul celui prepandemic, la un nivel inferior. Și e interesant de văzut de ce arată această situație un studiu publicat recent în JAMA Oncology. Da, se vede foarte clar că pandemia a impactat programele de sănătate publică, cum sunt programele de screening. Scăderea este în jurul valorii de 40% pentru toate tipurile menționate, 40% pentru cancerul la sân, 36% pentru cancerul de coluterin, 45% scădere pentru cancerul colorectal față de perioada anterioară pandemiei. Datele acestea au fost măsurate în anul 2021 versus anii anteriori. Cred că analiza a început cu anul 2017. Avem date sigur și din Europa care arată că 100 de milioane de teste de screening n-au putut să fie efectuate în anul 2020 din cauza pandemiei și peste 1 milion de cazuri de cancer n-au putut să fie diagnosticate. Ceea ce ne arată că, deși pandemia a ieșit cumva din focusul nostru, va fi o provocare reluarea programelor de screening, de depistare precoce și cu atât mai mult în România. De ce spun acest lucru? Pentru că noi nu avem o experiență, nu aveam oricum nici înainte de pandemie o experiență prea fericită. Avem un singur program de screening pentru cancerul de coluterin, iar programele regionale finanțate din fonduri europene au început practic în timpul pandemiei, în anul 2021, cele mai multe dintre ele, ceea ce adaugă o greutate suplimentară derulării lor. Nu am văzut date momentan pentru a putea să avem niște indicii despre, să numim, performanța acestor programe, dar cu siguranță lucrurile au fost complicate de pandemie. Aș spune doar atât, și este o întrebare pe care o avem și noi și încercăm să găsim un răspuns. În ce măsură ezitarea față de vaccinare, opoziția față de purtarea măștii și, în general, respectarea măsurilor de siguranță sanitară, în ce măsură acestea se translatează într-un comportament refractar față de invitațiile care vin pentru a participa la diverse programe de screening? Este o întrebare, nu avem încă un răspuns, sperăm să avem ca urmare a studiilor în lunile următoare. Detalii pe raportul de gardă la esențial COVID-19 și alte amenințări de sănătate publică. Mulțumesc foarte mult, domnule doctor Marius Ciantă. Ne reauzim după sărbători, în 9 ianuarie. Până atunci, toate bune, sărbători frumoase, un an cu sănătate și cu subiecte în continuare. De fapt, n-ar trebui să ne facem griji că nu vom avea ce vorbi, cred că, și în anul viitor. Cu siguranță, multă sănătate tuturor și să ne auzim cu bine în luna ianuarie. Domnul doctor Marius Geantă, președintele Centrului pentru Inovație în Medicină.